un prost. O țară întreagă l-a îndrăgit pe State Podcovaru și milioane de români au stat cu sufletul la gură timp de 4 ani, episod de episod, pentru a urmări aventurile lui și soției lui, Flăcărica. Gheorghe Visu a dat viața acestui personaj 4 ani de zile, perioada în care și-a dedicat timpul, pasiunea și sănătatea în ceea ce avea să devină serialul fenomen, Inimă de Țigan. Astăzi, la peste 11 ani de la debutul serialului, celebrul Gheorghe Visu vorbește cu aceeași dăruire despre rolul care i-a schimbat viața. Vreau să spun că e cea mai frumoasă perioadă a vieții mele de actor. Este acolo, din mai multe puncte de vedere. În primul rând că eu acolo m-am jucat pe mine. Iată-i, veni. Strânge toate astea, corățim toată camera. Și te duci imediat la un stop la care îl găsești, plătești oricât vrei să umplem toată casa de cristoșei să ne apere. Să ne apere, Stivene, că nu să... Mie mi-e frică, mă, Stivene. Mie mi-e frică de necoratul ca de alte alea, Doamne. În Flăcăricul la noi în casă, saci, necoratul. Termină-mă cu aberățile astea. N-am făcut eu curat, am dat cu aspiratorul, nu s-a acii nimeni. Mai făcea tu, deșteaptă-o pe proasta cu mine, că eu știu foarte bine ce zic. Doamne, Cristoșul. Nicu, ce a zis un fiaș, ce a înțeles tătine? Eu ce fac acolo, făceam acasă de mult, cu prietenii, cu... Acolo e viața mea particulară, felul meu de a mă deconecta, de a mă distra. Impulsul meu a fost dat de regizor, de Iura Lucrașu, și 70% din improvizațiile vin de la el. Tată, da, cu dragostea? Hei, dragostea e o prostie. Eu l-am văzut pe tactul în ziua anunții. Am plâns o lună, după aia m-am îndrăgostit de el, ce te-l iubesc până ziua de azi, așa, mă? Fă-i, cum faci tu, mă, să-mi dea mie lacrimi. Aveți replici pe care vi le amintiți, preferate, sau pe care le folosiți chiar și astăzi, în viața de zi cu zi? Nu le mai folosesc, dar au fost, nu știu, așa, niște, cred, Cristoșel, mămica mea. Mademoiselle! Mămicica mea! Cum v-a schimbat pe dumneavoastră acest rol al lui State Podcovaru? Hai să zicem, în afară de partea materială, de multe ori e foarte plăcut să vezi că îți dă cineva bună ziua în supermarket. Am căpătat o anumită încredere în mine, în felul meu, ca să zic așa, de a face comedie. Susține că s-a născut sub o stea norocoasă, deși nu a contenit nicio clipă să muncească pentru a ajunge un bun actor. Deși nu acesta a fost visul lui din adolescență. A copilărit în București, în drumul Taberei, iar mai târziu în Giulești, acolo unde are cele mai frumoase amintiri. Are un frate și sunt botezați amândoi de 2 ori. Nu-și mai amintește cum a ajuns actor, însă dragostea pentru muzică a descoperit-o mai devreme, când cânta la violoncel piese după Nicu Alifantis. Am avut 2 copilării. N-aveam gașcă, nu era... Erau niște copii cu care mă jucam la un moment dat, dar foarte... Nu aveam gașcă. Asta e cuvântul cel mai bine găsit. O copilărie în care mă uitam cu un pic de invidie la câțiva vecini care spuneau că învață 2 limbi la școală, pentru că era cartierul evreiesc. Pe urmă, copilăria mea adevărată a început când ne-am mutat în Giulești. Și au apărut găștile, au apărut terenurile, șantierul în primul rând care era în Giulești, terenurile mlăștinoase, întinse. Mă făceam simpatic și profesorilor, dar n-am fost niciodată un rebel în adevăratul sens al cuvântului. În general, am fost destul de disciplinat, așa, până între a 12. Între a 12 am avut o perioadă în care am spus, termin liceul și n-am nicio zi de chiul, n-am nicio corigență, n-am nicio restanță și am început să nu mai vin la școală. Până când a venit mama într-o zi acasă mai devreme
Și până la urmă, cred că a fost ultima dată când mama mi-a dat vreo palmă și eram corijent la vreo 4 materii și cu preaviz de exmatriculare. Și până la urmă, am avut chiar o discuție cu mama. Atunci, prima mea discuție serioasă, așa. Am avut multe discuții cu mama, dar nici eu nu mă țineam de cuvânt, nici am să mai ține de cuvânt. Că și ea nu s-a nimic, spune. Și mă mai lăsa 2 zile și iar mă întreba după 2 zile, mă înduieșam și ziceam, da, mamă, și urmea o supărare. Păi zis că nu știu ce, nu ți-e rușine. Gheorghe Visu iubește scena, însă refuză să vorbească despre viața lui personală. A fost mereu un artist extrem de discret, care și-a ținut soția și fiica departe de ochii curioșilor. Totuși, jumătatea lui a fost cea care îl ajuta necondiționat, din umbră, chiar și atunci când repeta textele pentru teatru sau film. Despre profesie ar putea vorbi ore în șir, însă atunci când este întrebat de familie sau de propriile trăiri, se fâstăcește asemenea unui copil timid. Nu îmi place să vorbesc despre mine, despre ce simt eu, despre... îmi place să trăiesc alte povești. Cred că de-aia am făcut meseria asta. N-am fost conștient de la început. Nu mai țin minte de ce m-am apucat de meseria asta până la urmă. Știu cum am ajuns să o fac, dar îmi place să trăiesc poveștile altora. Vorbesc despre meserie... Cu drag. Da, cu drag, dar... Cu sclipire în ochi. Ai de la lumină. Ce vă face fericit acum, în prezent? Când îmi dau seama că știu textul. În ultima vreme, înseamnă vreo 10 ani, totuși, e spaima că nu... Am spaima că nu învăț textul. Și la un moment dat îmi dau seama că îl știu. În clipa în care las textul și văd că îl știu. Atunci sunteți fericit. Da, sincer. Regrete aveți? Da. Sunt chiar profesionale. Sunt destul de multe. Și nu uit, de exemplu, cum comportamentul meu. Eu eram destul de plin de sine. Nu mă comportam așa, dar și desigur pe mine când aveam 30 de ani. Și îmi pare rău că nu am fost atunci maleabil și lucrurile să fie ieșit mai bine. Dacă ați avea puterea să dați timpul înapoi și să schimbați ceva din viața dumneavoastră, ce ați schimba? Aș vrea să termin liceul de muzică măcar. Îmi plăcea să desenez, am tot desenat și acum mai desenez. Pentru că îmi place să lucrez migălos, să chiar și copiez, copiind ceva care necesită migală și desen. Și îmi plac lucrurile astea. Îmi place. Nu sunt un artist. Am terminat acum un... Uite, spun și eu proiect așa ca toată lumea. Noi am terminat un spectacol. Am început repetițiile de mult, de mult. Dar până am găsit o sală care să ne găzduiască, a durat ceva. E un spectacol, e o dramă, din păcate, pentru cei care tot așteaptă ceva ca inimă de țigan din partea mea. Dar asta e. Eu sunt un... Așa am spus toată viața, sunt un actor de dramă. Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost o reală plăcere să vă ascult, da, și sunt sigură că foarte mulți oameni se bucură să vă revadă. Și cu atât mai mult îi îndrumăm să se ducă la teatru să vă vadă, să vă urmărească activitatea în continuare. Da.